salut, dragi prieteni, de pe contul meu de Facebook, Cătălin Ionuțeni, și vă mulțumesc că vă aflați ca de fiecare dată alături de mine pe aceste live-uri pe care mi-am propus să le fac foarte, foarte interesante ca de fiecare dată. Vă mulțumesc că vă aflați încă o dată pe contul meu de Facebook, Cătălin Ionuțeni. Alături de mine, așa cum ați văzut, se află europarlamentarul Claudiu Manda, președintele PSD Dol, și vom vorbi despre alegerile locale, dar și despre congresul PSD și despre moțiunea de cenzură pe care PSD, iată, a propus-o de curând. Salut, Claudiu, și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Salutare, Cătălin, mulțumesc de invitație, cu drag, ori de câte nevoie. Mă bucur foarte mult și vreau să începem cu politica locală, pentru că e febra alegerilor și văd că se întâmplă tot felul de lucruri pe scena politică. Cum comentezi faptul că, mă rog, sunt unii care m-au făcut niște plângeri penale unor colegi? Nu au fost plângeri penale, au fost reclamații. Sunt, din punctul meu de vedere, doar reclamagii și este, dacă vreți, singura lor posibilitate de a încerca să câștige în localitățile respective. Pe scurt, lucrurile sunt în felul următor. Sunt foarte mulți primari în România care au pierdut în instanță procesul cu anii. Am mai dat exemplul acesta. Sunt oameni care au fost în constituționalizație la școli. La un moment dat, legea le permitea, după care anii a interpretat că nu au voie să fie. Unii au câștigat în instanță, unii au pierdut în instanță. Da. Foarte ciudat. Până la urmă, legea trebuie să fie la fel pentru toată lumea. Aceeași situație a fost și situația președintelui Traian Băsescu și măcar de la Comisia de Control a Sării știu exact cum s-a întâmplat toată chestiunea. În sensul că atunci când s-au anunțat că intră în PNL, s-a activat, eu știu, o clauză de incompatibilitate și s-a ajuns la instanță. Mm-hmm. Decizia a fost, în general, în toată țara, ca acești candidați care au avut probleme cu ani, nimănui nu îi se interzice dreptul de a candida. Există și o adresă de la Biroul Electoral, de la Autoritatea Electorală Permanentă. Exista un precedent acum 4 ani de zile în instanță în care, atât încât nimeni nu îi interzice cuiva dreptul de a candida, avea dreptul să candideze. Numai că reclamagii de la PNL s-au gândit că cei care candidează sigur vor fi primari și că după ce ajung primarii nu se poate să exercite funcția de primar. Ori, noi spunem așa, unu, s-ar putea să nu câștige. Doi, după ce câștigă, rămâne să vedem atunci dacă are voie sau nu are voie, dar nu la cuiva dreptul de a candida, tu, eu ca partid, ei fiind colegii mei, ci lasă cetățenii să-și aleagă cel mai bun om pe care și-l doresc să-i reprezinte în calitate de primar și să conducă urba pe un mandat de 4 ani de zile. Știu că tu ai zis chiar că voi, chiar dacă sunt și oameni din PNL, primar, că au problema asta, voi nu o să recurgeți la lucrul ăsta. Fac o paranteză pentru că știu că există foarte mulți comentatori și comentați, cei care vor să facă like pe Facebook alături de mine din PNL, fac un apel către președintele PNL Dolj, PNL Craiova și toți candidați la Consiliul Județean, la primărie, să vin aici, adică ca să nu avem comentarii de genul ăla: dom'le, dar faci numai cu oamenii de la PSD, cu PSD-știi? Păi PSD-știi mi-au răspuns la invitații. Și știți că v-am dat și vă o mesaje, adică, mă rog, ca să fie clar. Și public, și adică... Înțeleg că dumneavoastră i-ați invitat și așa. Poate că n-au ce să spun. Păi, dar, mă rog, haideți să mergem așa departe. Nu, bine, să mergem, nu, dar vreau să clarificăm, pentru că el o să ajungă. Ia, uite, bă, face asta cu Claudiu, cu PSD-știu, ok. Claudiu are un punct de vedere, am acceptat invitația mea. Și voi puteți fi pe live-urile mele, e deschis live-ul. Bun, vreau mai departe să vă explic. Așa. Peste tot în țară, foarte mulți candidați PNL, dar și de la alte partide, care au fost într-o situație similară cu candidații din județul Dolj, instanțele, dacă au fost reclamații, instanțele le-au permis dreptul să candideze, pentru că nimeni, vă spun încă o dată, nu le interzicea dreptul de a candida. Din păcate, în județul Dolj, niciunul n-a putut să treacă de acest filtru al instanței și să poată să candideze. Am cel puțin două spețe pe care le consider așa, strigător la cer. O să vorbesc de mai multe, dar cel puțin două. La Poiana Mare, candidatului nostru care nu și-a terminat procesul, mare încă o fază la Înalta Curte de Casație și Justiție, în anulare, nu știu, nu intru în detalii de genul ăsta, nu i s-a permis să candideze, că dacă ar câștiga alegerile, n-ar putea să fie primar. Dar ce să vezi? Astăzi când vorbim, el e primar. Am înțeles. Deci, azi e primar, dar n-are voie să candideze, că poate iasă primar. Da. A doua speță este de la Calafat, unde candidatul nostru avea 58% în sondaje, deci nu ne puneam problema să nu câștige, la fel și Poiana Mare câștigam. Nu înseamnă că acum nu câștigăm cu echipa, pentru că oamenii sunt mai ambiționați decât au fost până acum. La Calafat, în 2012,
Candidatul nostru era consilier local și consilierul primar. A făcut o agresă către Ani și a spus, domnule, mă aflu în această situație, sunt incompatibil sau? Și Ani le spune nu. E regulă. În 2015 vine o adresă și spune, domnule, am fost sesizat că ai putea să te afli într-o situație de incompatibilitate. Omul și-a dat demisia fără. A venit la vreo 3 luni de zile după, adresa de la Ani și a spus că este incompatibil. El oricum și dăduse demisia. Și s-a gândit el că, domnule, nu e corect totuși ca instituția care mi-a spus că sunt compatibil și după aceea că sunt incompatibil, merg la instanță. S-au judecat până în anul 2018, în 2018 a pierdut. El, candidatul nostru, nu exercită nicio funcție publică de 5 ani de zile. Instanța spune că 3 ani de zile nu ai voie și legea spune că nu ai voie 3 ani de zile. Da. Deci omul de bună credință a întrebat prima dată, i s-a spus că are voie. De bună credință și-a dat demisia pe loc în secunda în care a existat această cercetare și a mers la instanță să rezolve instanța cele două puncte de vedere ale anii. Acum vin și spun cei de la instanță, vin de la Craiova, că nu are voie să candideze. Deși, la nivelul circunscripției s-a registrat candidatura și a spus că are voie să candideze, pârâcioșii de la PNL au făcut reclamații la nivelul municipiului Calafat, instanța din Calafat a spus că are voie să candideze, iar când s-au judecat aici la tribunal, judecătorii a fost până la instanță, inclusiv reprezentantul Ministerului Public, adică procurorul, a pledat spunând că din punctul lui de vedere, stând, fiind deja 5 ani zile când nu există nicio funcție publică și arătându-se buna credință în secunda în care a dat demisia pe loc, arătând buna credință în secunda în care a întrebat, ar trebui să se permită să candideze și, repet, și în cazul acesta, instanța nu a spus nicăieri că nu are voie să candideze. Ce crezi că a decis judecător? Că nu are voie să candideze. Adică, stilul acesta de a câștiga alegerile într-o comunitate și de a-i pune pe cetățenii dintr-o comunitate să nu-l voteze pe cel pe care îl vor sau nu-l voteze pe cel mai bun dintre ei, de frică de faptul că s-ar putea să câștige PSD-ul, aici ne-a dus. La Curiciu și de la PNL. Pe de altă parte, ei spun că ce demersurile lor sunt perfect legale. Adică ei spun că e ok ce fac. Asta e... juriștii de la PNL, asta... Dacă e corect ce fac, să ne spună de ce și-au lăsat în alte județe, candidați cu aceeași situație ca și candidații pe care noi am avut aici, să candideze. Adică doar PNL Dolj este cel serios și PNL Argeș, PNL Arad, PNL alt județ sunt neserioși? Eu asta înțeleg din ce spuneți dumneavoastră. Da, e așa, au zis că astea sunt... Cine este cel mai catolic? Președintele PNL Dolj, care ce să vezi? Și el a fost într-o situație de incompatibilitate. Și țin minte că și-a dat demisia la vremea respectivă. Țineți minte greșit. Nu și-a dat demisia. Țineți minte că Ani a stabilit că este incompatibil și că de la data la care a rămas decizia finală, da, irevocabilă și trebuia să părăsească Parlamentul, a mai stat un an și jumătate, rugându-se de conducerea Parlamentului de la momentul respectiv să nu pună pe ordinea de zi să constate, ca să mai rămână și el parlamentar. Acesta este cel mai serios dintre cei mai serioși, care vine acum să ne spună că se respectă legea. A răspuns la această declarație. Eu îl invit să răspundă pe președintele PNL Dolj și Ștefan Stoica, că despre le vorba. Eu l-aștept la o dezbatere despre orice fel de subiect, dincolo de invitația pe care ai făcut-o tu, Cătălin, și eu pot să particip oricând, pe orice fel de subiect, pe orice fel de temă, județeană, locală, Craiova, națională, europarlament, orice. Ajunge invitația deschisă, ca să fie clar, să fie totul clar și să ne spună doar la ce se pricepe mai bine și despre aia discută. Am înțeles. Pe de altă parte, în spațiul public au apărut acele zvonuri de blat, că PSD-ul are blat cu PNL-ul și anume Șanița și are blat cu USR-ul, zice asta, și cei din PNL spun că în alte zone USR-ul are blat cu PSD-ul. Unii din PNL. Deci cine, cu cine aveți plat, de fapt? Cu PNL-ul sau cu USR-ul? Ca să înțelegem mai clar. Eu ce nu ai neapărat lucrurile. Da. Eu ce spune USR-ul, n-am ce să comentez. Eu cred că USR-ul ar trebui să le răspundă celor din Craiova și celor din județul Dolj. În speță candidatul sau președintele unor de organizație de la USR. Ce a făcut pentru județul Dolj în calitatea sa, pe votul celor din județul Dolj, timp de 4 ani de zile în Parlamentul României? Un lucru. Eu pot să spun. M-am bătut pentru autostrada Craiova-Pitești. Ne-am luptat să avem un secretar de stat acolo. Am promis lucrul acesta că ne ocupăm, nu l-am promis în campania electorală, deși toată lumea spunea să facem autostradă, pentru că aceți aminte, atunci Oltenia avea autostradă. Aceasta se întâmpla în campania de la legile parlamentare din 2016, după care în toamnă. Nu am comentat pentru că eram într-o are culpă
guvernul PSD la un moment dat, domnul Victor Ponta, a promis această autostradă într-un parteneriat public-privat cu guvernul chinez, nu s-a întâmplat nimic. Am promis și noi de bună cu guvernul anului respectiv, nu s-a întâmplat nimic, ei au plecat, noi am rămas aici cu oamenii să dăm explicații. Și am spus în decembrie 2016 că dacă, într-un mandat de 4 ani de zile, plecăm la București și nu ne întoarcem cu autostradă, plecăm degeaba. Și a fost cel mai important lucru pe care am urmărit să-l facem. Ne-am dus la momentul respectiv, am discutat cu ministrul Cuc, am discutat la partid, a fost o decizie în aprilie la Sinaia, biroului permanent a Comitetului Executiv PSD, celebrul Comitet Executiv al PSD, că este o prioritate pentru guvernul nostru să facem lucrul acesta. Aveam două posibilități atunci, să o luăm de la zero cu studiul de fezabilitate și cu proiect pentru autostradă sau să luăm un proiect mai vechi care să reactualizăm indicatorii pe acest drum expres, în care diferența este că nu este la fel de lat, nu sunt două benzi cu zona de refugiu, sunt doar două benzi, există bandă separatoare între ele, și am mers pe această variantă. Ce s-a întâmplat între timp? Au scos la licitație 4 tronsoane, a venit o firmă care nu a participat la licitație, o firmă din afară, a contestat, instanța a spus la două dintre ele că e corectă procedura, la două dintre ele că nu e corectă procedura. La cele unde nu e corectă s-a reluat procedura de licitație de la celelalte unde s-a continuat, s-a semnat contractul, s-a început partea de documentări pentru autorizațiile de construcție, s-a dat drumul la autorizații, s-a început lucrarea acum un an de zile, dacă vă aduceți aminte, un an și ceva, când la fel toată lumea sau maestrii fake news spuneau că s-a inaugurat o bordură de parcă puteam să inaugurăm începutul unui șantier când era șantierul gata. De aia spui că acum începe, că s-a inaugurat de fapt un drum tehnologic. Păi când te apuci de un lucru și când pui prima lopată, ce? Faci un drum tehnologic care să te ducă spre locul de acolo, după care începi de fișe. Toate chestiunile care au urmat la momentul respectiv nu au putut să intre într-o parte că trebuia să exproprieze niște terenuri care luaseră niște bani de la Abia și trebuia să termine partea de culturi, care să pierdeau banii de la Abia și într-o altă chestiune. Mă rog, s-au finalizat toate documentele, s-a dat drumul la lucrări, în momentul de față se lucrează, ce să vezi? Domnul Orban vine în județul Dolj, de câteva zile, să viziteze două șantiere. Unul început de PSD cu domnul, cu Olguța Vasilescu de mână, cu Liviu Dragnea de mână, cu Liț la vremea respectivă, că uite domnule de ce fac. Și acum ne spunea că se lucrează pe șantier și dacă ar fi dat mai mulți bani, era într-o fază și mai avansată cu aceste lucrări. Și a doua să viziteze la fel niște lucrări pe care erau deja din mandatul trecut sau din guvernul precedent, cu magistrala de gaze care să aducă gaze în sudul județului Dolj. Și de aici mai sunt lucruri de făcut, pentru că de la magistrală către fiecare localitate și facem gospodării, mai sunt faci de făcut care depinde de autoritățile locale. Da, și dincolo adică, de toate disputele astea, că asta e foarte interesant, să... oamenii văd că practic nu e nici autostradă, nici drumul expres, asta e ce critică cetățenii, dincolo de și partide, pe ce putem să spunem este că se lucrează, deci e... ce putem să spunem că decizia politică să se lucreze la acest drum am luat-o, ne-am bătut să avem un secretar de stat la Ministerul Transportului, se ocupe și să supravegheze că merg lucrurile în față, că doar nu ne interesează cine câștigă licitația, cine interesa să se facă lucrul acesta. Oricum, au câștigat două firme din afară, două construcții, firme internaționale, adică n-aș vrea să existe cineva să creadă că ne interesa cine câștigă licitația, ne interesa să se facă. După care, când n-am mai avut, dacă vă aduceți aminte, Olguța Vasilescu a renunțat la funcția de ministru al muncii să se ducă ministrul la transportul, tot pentru acest obiectiv să avem autostrada. După ce nu s-a putut să fie, a fost o perioadă consilier onorific al primului ministru pe acest subiect, da. Și eu atunci am mai împins lucrurile pentru că mai erau niște chestiuni, niște autorizații, niște acte de la Agenția Domnilor Statului care uita să o funcționa vreo 35 de zile în cererea insertat, tot ca să ne dăm drumul la lucrul acesta, să meargă și să avem început această investiție, ca și investiția pe stadionul care a început în guvernarea noastră și la un moment dat când am fost la guvernare, cei de la PNL se duceau pe la guvern să spună că să mai tempereze cu investiția, că s-ar capitaliza doamna Vasilescu cu stadionul. Dacă uitați în presa vremea să duceau cei de la PNR, da, de aici? De aici. Nu mai sunt aici, parlamentarul respectiv nu mai aici, dar se ducea pe la guvern. Dacă vă aduceți aminte, o să vedeți. Presa vremea m-a amenințat cu plângere penală și atunci am trecut în lege ca fiind investiție de prioritate națională. Stadionul, și atunci că nu putea să fie între o terminație. Indiferent de partide, și asta e credința mea și de fiecare ce orientare politică are, cred că atunci când vorbim de județ sau de un oraș trebuie să fim cu toții solidari. Eu așa vă lucru, indiferent de politică. Așa le văd și eu. Vă spun de exemplu că dacă vorbim de PNDD, Programul Național de Dezvoltare Locală 2, sunt 8.000 și ceva de miliarde bani intrați în județul Dolj, bani pe aici. Sunt sute de proiecte,
Nimeni nu a ținut cont de la ce primărie și ce culoare politică. Adică au luat și de la PNL. Păi primarul de la Pelevi care se comportă ca un vătaf. Bine, dar așa e corect. Adică nu e o chestie extraordinară, e o normalitate. Vorbim dacă vezi ce e corect, ce nu e corect, sau cum se comportă alții considerând că e corect. Dar spuneam, de exemplu, primarul de la Pelevi a primit 200 de miliarde de lei vechi să bage apă și canalizare în localitatea sa, pentru că oamenii nu trebuie să sufere din partea guvernului ca un primar de altă culoare politică. Se întâmplă astăzi acolo, se întâmplă pe bani guvernamentali, nu avem o problemă cu acest lucru și pot să vă dau foarte multe alte exemple. Cred că aproape toate localitățile din județul Dolj au primit finanțare pe unul dintre astfel de proiecte, indiferent cât de mare sau cât de mic și indiferent care este culoarea politică acestor primari. Ne uităm, de exemplu, ce se întâmplă astăzi în politica românească, în sensul că sunt primari luați de mână duși la guvern, nu din județul Dolj. Dacă treceți la PNL, vă dăm bani din fondul de rezervă. Dacă treceți la PNL, vă facem un proiect pe banii de la Ministerul Dezvoltării, indiferent ce proiect spuneți. Avem cazurile din Giurgiu, avem cazurile din Telorman, avem plângeri penale și probe în acest sens, formulate deja la DNA de președintele PSD, domnul Ciolacu. Colegul Mașcan a zis că are și dovezi foarte... Asta spun și eu, sunt dovezi, mă rog. Păi, nu intrăm în chestiune de natură penală, chestiune care procurorul trebuie să lăbărască chestiunea asta și mai târziu judecă. Așteptăm să le facă cu... Dar eu vă spun doar conotația politică. Păi, dar dacă a făcut deja plângeri la DNA, nu se le facă în acest moment să le vedeți spațiu public, pentru că dacă fac obiectul la chemie. Dar ce pot să vă spun este cum am văzut noi lucrurile. Proiectele care au intrat în județul Dolj, banii europeni care au intrat pe implicarea autorităților locale, proiectele guvernamentale de care v-am vorbit, salarii și pensii mărite pe deciziile noastre. Și întreb, apropo că plecați discuția de la cei de la USR, să ne spună și nouă un lucru făcut pentru minim un cetățean din județul Dolj, omul fiind votat reprezentantul județului Dolj în Parlamentul României. Dacă dumneavoastră găsiți, pot să comentez și eu. Restul, ce să comentez eu, ce spune USR, că este sau că nu este blat. Le-am văzut candidații la primărie și la consiliul local. Oamenii noi, știți că ei toți spun că sunt oameni noi, oameni care n-au făcut politică, să schimbăm ceva, o altă mentalitate. I-am văzut. A venit unul dintre ei în pantalon scurs de cont candidatura că vrea să fie consilier local. Noi am propus și noi niște oameni, considerăm că ar fi noi. Prorector la Universitatea de Medicină, prorector la Universitatea din Craiova, cred că sunt 9 dintre ei profesori universitari, cred că sunt 12 dintre ei oameni cu doctorate. Noi am crezut că e important să le spunem oamenilor până acum ce facem pentru ei, ce am făcut pentru ei și ce vrem să facem în continuare pentru comunitățile pe care le reprezintăm. Nu să punem o poză zâmbind, sunt un om nou, deci votați-mă pe mine că eu să fiu diferit de ceilalți. Asta nu înseamnă că ești mai bun, dar să fii mai rău decât ceilalți. Repet, dacă vin pantaloni scurți acolo, nu știu cât de pregătit ești. Dar ei v-au pus eticheta asta, Mai am o chestie, de rog. Cel mai nou om pe care l-au pentru politica românească, sau pentru politica deja, este candidatul lor la primăria Craiova. Da, i-am luat și interviul. Un om care n-a mai făcut politică. Care n-a mai făcut politică, este un om absolut nou, din câte știm noi toți, nu? A fost membru PMP, a fost membru PDL, a fost membru PNL. Da, dar nu s-a spus că n-a candidat din partea niciunui partid, doar independent. L-a spus pe la e, de astăzi. Deci n-a candidat din partea niciunui partid, sau nu a obținut o funcție politică. Bun, dar vă spun așa, nu poți să clamezi, suntem oameni noi, venim cu proiecte noi și candidatul, Moțu, este un rasist. Eu sunt în PSD de 23 de ani, cu bune și cu rele. Am plecat de la președinte de organizație. Era PTSR, semna. Da, am plecat de pe funcția de președinte de organizație de cartier în Rovine. Aici ne aflăm în Rovine, pe zona aceasta era președinte de organizație de cartier. De asta și secții de votare. Cabinetul europarlamentar e în zona asta. De aici, da? Că aici a fost reprezentat de la primărie. Și mi-am făcut treaba, cred eu, pas cu pas. Am fost consilier local în mandat, am fost reales consilier local, am avut funcții la nivelul tineretului municipiu, județ, nivel național, am ajuns în Parlament. Mă rog, ce am făcut sau pe unde am trecut, am încercat să-mi fac treaba foarte bine. Bănuiesc că dacă nu făceam treaba, n-ajungeam până aici și nu aveam, eu cred, cea mai puternică echipă pe care are un partid politic în România, este echipa noastră de la Dolj, și cea mai unită, nu știu cât de unite sunt celate, dar mă pot lăuda că este cea mai unită echipă pe care o avem. Nu vedeți de la noi certuri, scandaluri, lupte, declarații, conflicte, cum vedeți și în PNL, și în USR, și în plus, și între USR și plus, și pot să mai dau exemplu. Deci eu sunt de ațean în același partid, singurul partid politic. Și noi spunem, suntem
social-democrați, suntem de stânga, încercăm să facem pentru oameni cât de multe putem, ne mândrim cu ce am reușit să facem, recunoaștem lucruri pe care n-am putut să le facem din diferite motive, explicăm la momentul respectiv. Dar să vii să spui doar că eu candidez de la un partid nou și înseamnă că eu sunt un om nou. Eu fiind președinte PMP, Partidul Băsescu la un moment dat pe Craiova, eu fiind un Partidul Liberalilor la un moment dat, nu ești om nou, ești decât rasist. Și atunci, de ce vii să ne spui acum sau vii să comentezi? Am văzut, n-am văzut blan. Știi ce este mers? Nu e niciun blan. PSD-ul își propune și a propus în aceste alegeri cei mai buni candidați pe care i-a găsit în fiecare comunitate locală. Sunt 80 de primari sau aproape 80 de primari în exercițiu care candidează din nou pentru funcția de primar de la PSD. Ne propune să obținem sau să câștigăm mai mult de 80 de localități din județul Doj, bineînțeles și primăria municipiului Craiova. Avem multe localități unde am schimbat candidații, chiar dacă era primar în exercițiu, în discuții cu aceștia, pe baza sondajelor, discuții cu oamenii, ne-am dat seama că putem să propunem celor din comunitatea respectivă candidați mai buni, mai agreați, mai proaspeți, cu o viziune poate mai nouă, poate mai a plecat spre atragere de investiții sau investitori sau fonduri europene, și am făcut aceste schimbări. Sunt și localități unde ne batem cu a doua șansă, dar acesta este PSD-ul. Nu avem blat cu nimeni. Deci ne ducem în fața cu PNR-ul, nici cu USR. Nu. Ne dorim mai degrabă parteneriat cu blat și ne dorim un parteneriat cu oamenii care ne privesc. Ne dorim un parteneriat cu cetățenii din Craiova, ne dorim un parteneriat cu cetățenii din localitățile din județul Doj, ne dorim un parteneriat cu cetățenii din județul Doj. Le spunem ce vrem să facem, considerăm că suntem credibili pentru ce am făcut. Pentru că e ușor să spui acum, toată lumea ar putea să spună, domnule, aducem apă de la izvor, apă de izvor la robinet, suntem probabil singurul municipiu sau mare municipiu care nu ia apă de printr-o râu de pe lângă și îl infiltrează. Nu, aducem chestiunea asta. Dar deja este un proiect european finanțat, depus, finanțat, sunt începute lucrările, sunt începute licitațiile inclusiv prin județul Doj, pe unde mai e nevoie. Vom avea toată Craiova apa, așa cum vă spuneam, apă de izvor. Se va finaliza canalizarea toată Craiova și pus nu știu câte 20 ceva de autorități, unde mai rămăseseră autorități. Am discutat despre acest subiect și cu candidatul PSD la municipiul Craiova, Iorguța Vasescu, și cu directorul de la compania de apă în live. Eu ce vreau să vă spun este ce... Am înțeles că ați vorbit și tehnic, sunt sigur că știu mai bine ca mine. Eu vin și vă spun următorul lucru. Oricine poate să vină să spună, vă propun, dragi craioveni, acesta este proiectul meu. Diferența dintre orice candidat și candidatul nostru este următorul. Olguța Vasilescu, directorul de la compania de apă, cu actualul primar, au lucrat la acest proiect să obțină finanțarea, au lucrat la acest proiect să obțină implementarea, proiectul se execută în acest moment și se va finaliza. Și atunci întrebarea este dacă îți dorești apă. În cine ai încredere? Cel care a început proiectul și îl duce la sfârșit sau cineva care vine să-ți promite că va face și el ceea ce deja s-a apucat celălalt să facă? De asta vă spun că ne bazăm foarte mult pe credibilitatea lucrurilor făcute. La fel, toată lumea vine acum și vorbește că ar trebui să facă, nu face spitalul în Craiova. Doamna Vasilescu vine și spune că e nevoie de un spital pentru copii în Craiova, pentru Craiova sau acolo pentru toată regiunea. Oricine poate să spună, haideți domnule, că nu e, că toată lumea spune în campanie, că vine cu tot felul de oferte. Singurul dintre toți care a făcut un spital în Craiova este Olguța Vasilescu. Spitalul sau corpul de la viitorul care de 25 de ani stătea doar la nivelul de cadre de la Revoluție încoace, l-a luat, l-a făcut, l-a modernizat, aveți poze, l-ați văzut, a fost inaugurat, adică oricine poate să ne promită. Știm sigur că omul care a făcut. Și știm sigur că unul, una în acest caz, dar unul dintre candidați, doamna Vasilescu, că este și capabil să facă pentru că a făcut lucrurile acestea. Da, dar mulți zic de spitalul acela regional și că PSD ar fi spus că vrea să facă un spital regional și unde e acest spital. Deci e... Păi întrebați-i pe domnul Giugea. Domnul Giugea de... Întrebăm public acum, nu răspunde. Domnul Giugea de... Până acum un an de zile, când era în opoziție, făcea poze cu câmpul în spate, spunând aici trebuia să fie spitalul regional. PSD-știi nu s-au ocupat. Noi venim și spunem. S-a decis să fie la Craiova, au fost trei zone, trei localități, Cluj, Craiova și Iași. S-a decis să fie la Craiova, a decis PSD. A trebuit să se facă, s-a obținut finanțare europeană pentru studiile de fazabilitate. S-a ocupat Ministerul PSD-ului, pentru că atunci când a venit PSD-ul la guvernare cu guvernul Cioloș, nu se întâmplase și nu se începuse nimic. S-au terminat aceste studii de fazabilitate. S-a făcut partea de predare, teren, toate degajele de utilități, ca să pună la dispoziție, să înceapă licitații, lucrări, finanțele, pe cât. A făcut-o PSD-ul.
De un an de zile PSD nu mai e la guvernare. S-a întâmplat ceva de aici încolo? Cu ministrul lor, prima dată cel care opera miercurea, marțea, lucra part-time pe la privat, secretarul lor de stat care lucra part-time pe la privat și care modificase legile pentru privat, domnul Tătaru acum care are soția farmacie și vine de la farmacie la minister, a făcut ceva pentru spital de un an de zile? Sau o să ne spună, votați-ne pe noi, că mai stăm și noi 5 ani de zile să vă explicăm că nu se face, că n-a fost în stare. Înțelegem acum că toată lumea vorbește că ar trebui să fie trecut cu axa de finanțare europeană pe următorul ciclu financiar european. Ok, deci asta a putut să stați un an de zile să ne spuneți că de la anul întreceți cu axa? Păi de-aia nu e spital. Noi asumăm că am făcut tot ce a depins de noi la momentul respectiv. Dacă vă aduceți aminte, a venit aici domnul Teodorovici, încercați la momentul respectiv să-l facă cumva ca un fel de spital, pe același studiu de fazalitate, ca un fel de spital suport NATO, având în vedere că există baza de la Bruxelles, cu banii pe care aveam la armata cei 2%, care puteau să fie... O să vorbiți de Teodorovici mai un pic mai mult de congres. Puteți să vorbim. A promis lucrul ăsta, a garantat cu demisia. Am sperat și eu că se va întâmpla. Mi s-a părut destul de greu să se întâmple. Din păcate nu s-a întâmplat, dar căutam și altă soluție. La momentul la care nu găsim finanțarea, am încercat să vorbim de parteneriat public-privat. La fel, dacă vă aduceți aminte, făcuse modificat introducerea legii a parteneriatului public-privat și pentru o serie de investiții importante, a fost contestată prin Parlament, n-a ajuns să fie efectivă. Adică, ce am încercat să facem, am încercat, nu ne-au ieșit toate. În acest moment sunt deja în etapa în care e nevoie de finanțare, să dea la altfel. De un an de zile îi guvernează. Ia întrebați-l pe domnul Giugea, mai face poze cu câmpul gol acum să ne spună aici trebuia să fie spitalul și nu s-a ocupat guvernul? Păi guvernul domnului s-a întrebat. De ce nu l-a luat pe domnul Orban să vadă câmpul, să-i spună domnul Ludovic, da, aveți la minister o problemă, o puteți rezolva. Dacă nu știți care e chestia, ia dați-vă un pic la o parte și băgăm moțiunea să facem. Să lăsă dați care vor să facă. Da, asta apropo de moțiune, vreau să revin puțin la blatul cu USR și PNL, care am văzut că n-are cum de... știți că ei v-au pus eticheta asta de corupție și cu că scăpați pe Dragnea de la pușcărie, pe Dragnea la pușcărie. Am înțeles că nu ați reușit să scăpați pe Dragnea acum. Exact, exact. Bun. Așa. Am înțeles eticheta de corupție, am... Da, USR-ul va... Și ce de-a mea, Dangea, USR-ul pe asta merge. Jos PSD, corupție. Am făcut și noi greșelile noastre, am avut în zona de guvernare oameni care poate cel puțin la nivelul de comunicare publică n-au fost foarte bun. Noi totuși aici, pentru că vorbim de alegeri locale, propunem, din punctul meu de vedere, cea mai bună listă de candidați locali pe care am avut-o vreodată sau pe care am avut-o vreun partid politic vreodată. Propunem ca și candidat la primărie o persoană care a mai fost primar și s-a văzut de timpul mandatului domniei sale cum s-a schimbat Craiova și cum s-a transformat Craiova și în zona sportivă și în zona culturală și în zona peisagistică și centru vechi și echipele pe care le-ați văzut, vorbeam și cu alte ocazii. Totuși am luat Cupa României la fotbal, lucrul ăsta, acesta nu s-a întâmplat de 30 de ani. Am fost campioni europeni la handbal. Lucrul acesta nu s-a întâmplat, nu știu dacă s-a întâmplat vreodată în istorie. În perioada aceasta, care mă rog. Am fost campion național la volei. La fel, Craiova n-a fost de ani de zile, dacă a fost vreodată campionă la volei. Adică putem să spunem niște lucruri. Se va finaliza stadionul de atletism. S-ar putea să-i spunem, și nu să mă critice, dar este singurul stadion de atletism din România. Este mai găsit. Stadion. Vorbesc și din perspectiva unui om care iubește această sferă. Stadion de atletism, de competiții de nivel european. Campion? Campion. Așa. Campion la Dagestan. Da. Este ca stadion de atletism, de competiție la nivel european, singurul din România. Singurul făcut de după Revoluție încoace. Adică arătăm ce am reușit să facem, propunem ca evenilor ce dorim să facem în continuare. Oricine poate să vină să se vorbească, domnule, am dorit să facem pan zonă, în zona Piața Veche, să vină toți suporterii atunci când sunt competiții de toate felul, să strângă acolo, să meargă la nuci. E regulă. Diferența este că e cineva care propune și promite chestiunea asta, care a făcut centru vechi, care știe ce să facă, care știe ce măsuri poate să să acceseze și ce fonduri și cum se poate face. Și atunci întrebarea este, de ce aș putea eu să votez pe cineva care spune noi suntem oameni, noi venim cu altă viziune cu pantaloni scurți.
E regulă. Și avem și un trasist în capul listă. Asta... Aveți ceva cu pantaloni cu bermudele, nu? Sau... Bun, dar m-a spus să comentez chestiunea cu Vlad. Pe de altă parte, într-o competiție electorală, cred eu, că este foarte important să mergem să vorbim cu craiovenii, cu alegătorii noștri, să le explicăm ce vrem să facem, mai puțin să ne apucăm să demontăm fake news-ul. Pentru că știți cum e, dacă au minte obișnuite și nu se duce la nimic, atunci le e foarte ușor să construiască fake news-ul. Cam aceasta este cu un serviciu. Dacă doriți, vorbim și de PNL. Dar cu congresul, urmează un congres. Vreau să vedem domnul Teodoro, ce a spus cu domnul Ciolacu. Ce cât mai avem? Mai avem vreo 20 de minute așa. Eu o să vorbesc și despre congres. Aș fi vrut doar să mai facem o comparație între, dacă vreți, între candidatul PNL la primăria Craiova, da, și candidatul nostru. Eu cred că din poză se vede. Din poză se vede. Adică n-aș vrea să jignesc pe domnul Ciolacu, dar dacă ar fi pozele cu Sonora, mirosea naftalină. La cum vă uitați așa, adică parcă vine din vremuri de acum 30 de ani, hai să dăm cu bâta că nu s-a făcut nimic. Totuși, concret, poți să spui că ai fost prefectul județului Dolj. A fost secretar de stat la Agenția Domeniilor Statului. Eu aștept replica în Giugea. E regulă, nu am o problemă. Fac aprobată cu timpul ăsta, e foarte clar. A mai fost candidat și cu alte ocazii, nu l-au votat. L-am întors cu câteva supozi la județul Dolj. Dacă nu mă înșel, cred că singurul lucru pe care l-a făcut pentru județul Dolj când era pe la ADS este că a dat pământul la niște colegi de partid, cu colegii pământul la ADS. Dar asta e o chestiune pe care s-ar putea să o discutăm în campania aceasta electorală. Și cum e întrebarea, aveți probe pentru aceste afirmații? Eu am spus că s-ar putea. Așa. Dacă am sau când o să am sau ce o să am, o să spun. Deci de asta n-am nevoie de probe pentru că n-am spus de vreo ilegalitate. Trebuie să probez. Dacă a făcut sau nu a făcut sau s-ar putea să-l făcut. Bun, așteptăm. Dar logica aceasta doar să jignești pe ceilalți. Eventual să promiți orice, oricui, oricum, oricât. Am văzut, de exemplu, că promitea la... Nu știu, am văzut acum pe Facebook. Dacă toți suntem pe Facebook. Da, da. Clanurile de interloc. Eu nu știu cine le filmează, că am văzut că... Din banii craiovenilor, pensii suplimentare, că pentru cei care nu au, adică... O chestiune de genul. Aveți un om infiltrat în echipa lui acolo, de că mi se pare că ce postează, sincer, acolo de comunicare, e de favoarea domniei sale, adică nu știu. Ori, nu știu, asta vă întreb. Nu avem un om infiltrat acolo. Așa? Nu noi ne ocupăm să elevăm ce se întâmplă, dă-i și se promovează în spațiu public în chestiunile de genul ăsta și aici încolo nu avem ce să comentăm. Eu comentez ce văd, ce am văzut în mass media națională, convențională, dincolo de ce am văzut pe Facebook. Adică da, nu e de ce mai trebuie un om infiltrat, da, să-l văd pe domnul Giugea cum s-a dus și a spus că nu e o problemă, vă dăm de la primărie bani. Terminasem problemele Craiovei. Da. Cu investițiile, terminasem problemele Craiovei cu, eu știu, cu grădini, cu parcuri, cu spațiu verde, cu dezvoltarea orașului, cu apă peste tot, cu spital, cu, eu știu, cu aeroport, dar aceste chestiuni de componenta Consiliului Județean, atâta mai ne trebuia. Să luăm taxe și impozite de la oamenii care muncesc și plătesc și să dăm compensații cuiva care spune că n-au reușit să strângă. Cu privire la presupusul incident al candidatului Ion Guța Vasilescu într-o anumită zonă a Craiovei, pentru că iarăși a apărut în spațiu public și nu mai în chestia asta. Și... Cătălin, așa. Suntem în campanie electorală. Din păcate, repede, când unii nu au ce să spună, când își dau seama că nu au tracțiune pe subiectele pe care le au, ce pot să fac? Să inventeze știri. Să inventeze fake news sau să vină deja cu zvonul pe care le-am tot auzit. O să se rea zvonurile despre doamna Vasilescu, le știm despre, eu știu, tot felul de chestiuni de genul ăsta care nici nu vreau să le vorbesc pentru că este pe de o parte soția, pe de altă parte e femeie, n-ar vrea să mă dăm toată sângența. Nu există lucrul acesta să fi mers în campanie electorală, să fi fost, eu știu, cuituite sau. Pentru că te duci, te duci să te întâlnești cu oamenii, sunt oameni care au părere bună, sunt oameni care nu au părere bună. Gândiți-vă numai că iese omul la poartă, se întâlnește cu vecinii lui, cu staful de campanie cu 20-30 de ani. Ce faci? Dar pur și simplu, îți cauți ouă prin curte, îți dai pe omul pe cineva. Mă, ți exprim civilizat punctul de vedere, vă susțin, nu vă susțin, uitați ce s-a întâmplat, uitați ce nu s-a întâmplat, mergem înainte, din potrivă. Fiecare poate după, la opinie. După toate vizitele pe care le-a făcut sau declasele pe care le-a făcut până acum în cartiere, doamna Vasilescu este destul de mulțumită. Cum a fost primită de care a venit,
care a fost cumva rezultatul discuțiilor. Foarte multă lume își dorește să se întoarcă, foarte multă lume recunoaște că s-au continuat lucruri în Craiova după plecarea domniei sale. Dacă și-ar fi dorit același ritm alert cu care fuseseră obișnuiți în mandatul domniei sale, foarte multă lume întreabă în continuare dacă nu cumva pleacă pe lucru. Și acesta este unul dintre scopuri. A fost bun în Craiova că nu va candida, că doar și-a anunțat candidatura. Uite, da, că, uite că nu e adevărat, că deja s-a scris nu mai poate să-și schimbe candidatura. Au fost zvonuri că nu va fi lăsată să candideze pentru că o să vină iar DNA-ul. Uite că n-a venit DNA-ul și cu dosarul cu mita constând în capitală electorală este în continuare pe unde este pe acolo. N-au putut să meargă mai departe, că totuși nu e subiect de acte de corupție. Acum a existat următorul zvon că va candida și că va pleca iar, că candidează doar de formă. Spune doamna Vasilescu foarte clar, candidez pentru un mandat de 4 ani de zile, da, am spus nu cu problema să plec, vin cu o echipă extraordinară, vin cu o echipă unde de aici se regăsească inclusiv cei doi viceprimari, dacă cei din Craiova votează această echipă a doamnei Vasilescu și bineînțeles pe doamna Vasilescu, vin să fac treabă, vin să continui lucrul pe care le-am început, sau să continui cu care, de comun acord cu autoritatea locală în perioada aceasta, sunt proiecte depuse pentru a fi finanțate pentru mandatul următor. De aici încolo, să mergi pe stradă să spui, nu e adevărat ce zbufește cineva de mine, deja e prea. Da, un alt lucru că... care îl găsesc, așa, nu știu, uneori amuzant, nu, vreau să spun o zbori despre tine acum, pentru că te știu de atâta vreme de timp și apar zborul că Claudiu e prieten cu Interlop, e Interlop, e vai, după chestia asta, că a fost tragedia cu Emilian și sau... Deci apar tot felul de, nu știu, chestiuni și efectiv trebuie să spun lucrul ăsta, de știu de atâția ani, dar îmi vine să râd și mie când văd chestiile astea, mi se fac. Deci te întreb direct, ești Interlop? Adică sunt tare, am interviu aici cu un prieten al Interlopilor din Craiova. Vă dați seama cât de tare sunt și eu? Ia uite. Nu numai serios sunt, dar vă spun așa. Și doamna Vasilescu și ea mai venit inclusiv adresa acasă, că a fost urmărită fotografiată în nu știu ce perioadă și altă perioadă și altă perioadă. Au fost perioade de-a lungul timpului în care oamenii politici au fost destul de atent urmărți. Dacă exista la adresa mea cea mai mică greșeală, cea mai mică conexiune cu cineva, cea mai mică chestiune genul ăsta, gândiți-vă că inclusiv de pe poziția care eram, mi-aș fi creat mie o vulnerabilitate și sigur a fost un element de atac cu documente, cu probe să se meargă mai departe. Nu există vreo legătura mea cu zona Interlopă de niciun fel. Nici până să plec la București, când eram fie vicepreședinte al Senatului, fie președintele Comisiei de Controlul în care stăteam mai mult la București, evitam să mă întâlnesc inclusiv cu colegii de partid, am văzut și am lăsat pe colegi să se implice în grup politic la momentul respectiv. Nici înainte, nici după, adică de aici încolo nu există decât bârfe care să scornească eventual ceva. Adică aminte, dacă tot vorbim de Facebook, o poză cu mine, făcută, da, într-o localitate din județul Dolj, pe colegiul meu, cu un cetățean român, de etnie romă, care m-a rugat să fac poză. Ce puteam să-i spun? Pleacă-mă de aici că nu te reprezintă culoarea sau ce? Am făcut poză. Ce vreți să vă spun în acest moment? Cetățeanul respectiv, mai degrabă tatăl domniei sale, a plecat de la Partida Românilor și este candidat PNL. Deci cel despre care se spune că este rom, că Interlop. Nu, cel despre care se spune că este rom, țigan, cum vreți dumneavoastră, Interlop, cunoștința mea, prietenul meu, cum vreți să spuneți, astăzi când vorbim este candidat PNL în calitate de... Vezi, de-aia zic după aia că e plac. Mintea unul e odihnită. Ori dacă stăm să ne ducem după fentă să revenim la congres, acum vreau să mergem puțin și acolo, și după aia la moțiune, pentru că avem câteva minuțele. Congresul PSD. Da. Candidezi, ce părere ai despre Teodorovici cu Ciolacu, e un conflict la nivel... Păi, în primul rând vreau să spun că voi candida, așa, pentru funcția de vicepreședinte pe zona autonomiei. Eu am o discuție cu toți președinții, inclusiv cu domnul Faustin, despre această chestiune. Dolj este totuși cel mai mare județ și aduce la partid cel mai mare număr de voturi din România. Avem o echipă, așa cum vă spuneam, de care sunt foarte mândru. Și cumva discuția noastră a fost ca reprezentantul nostru pe zona autonomiei, ca vicepreședinte, pentru că avem vicepreședinte regional,
pe fiecare regiune să fiu, să fiu eu, am semnat documentele de a accepta să fiu în moțiunea, să susțin moțiunea lui Ciolacu și de, de a face parte din această echipă. Am făcut și un, o conferință de examen extraordinară online, că se poate, poate chestiunea asta acum, care am și susținea tuturor colegilor pentru această candidatură. Congresul va fi sâmbătă, nu? Congresul va fi sâmbătă. Deci candidez pentru a fi vicepreședinte de pe, de pe legiunea mea. Cu domnul Teodorovici, este, că la ministerul mai devreme. Nu mai puțin, deja să-mi spun ceva. Este prima mea funcție la nivel național pe care o am, în afară de a fi până acum ca și președinte al organizației, membru comitet executiv, pentru că acel comitet executiv este compus din toți președinții organizației, în rest, n-am încercat o altă funcție în conducerea, în conducerea partidului și cred că acolo, împreună cu ceilalți, putem să facem o echipă, o echipă bună. Sunt și directorul sau șeful campaniei electorale la aceste alegeri la nivel național, pe că peste 2, 3, 4 zile o să merg la, la București și o să rămân acolo foarte mult timp. Mai am și un adjunct pe care mă bazez domnul Tudose. Și atunci s-ar putea să ne mai împărțim și timpul să asigurăm toată partea asta de coordonare, pentru că împreună am înțeles cum ar trebui să fie structura echipei de campanie, strategia de campanie, chestiuni de genul acesta. M-ați întrebat despre domnul Teodorovici, este colegul meu, nu am de ce să-l vorbesc de bine sau de rău. E în conflict cu domnul Ciolacu de astăzi. Domnul Teodorovici este în conflict cu cine dorește domnia sa să fie. Corect ar fi fost să vină și să respecte decizia comitetului executiv de a candida un proiect politic, pentru că nu vrea să stau în cer. Cine vrea să candideze la președinția partidului, trebuie să vină să spună ce vrea să facă, unde vrea să ajungă partidul, ce își asumă și care echipa cu care vine și își asumă aceste lucruri. Din un punct de vedere, din acest punct de vedere, domnul Ciolacu a făcut această chestiune, are moțiune, are obiectivele definite, are o echipă cu care vine. Domnul Teodorovici a venit să spună doar că, având în vedere că doamna Dăncilă și-a dat demisia, domnul Fifor și-a dat demisia la momentul respectiv, dânsul nu și-a dat demisia, deci de drept ar trebui să rămână dânsul președintele organizației, a întors în chidrea președinte executiv. Deși la momentul respectiv și-a dat demisia, au dat demisia toți vicepreședinții, deci membrii biroului permanent, s-a constatat că singurul care și-a dat demisia la domnul Teodorovici și am constatat dizolvarea biroului permanent și am constituit un birou permanent interimar care s-a asigură interimar în acest moment la nivel național. Doi. Și a dorit să candideze pentru funcția de președinte, am avut o ședință de comitet executiv și am validat prin derogare de la regula jocului și am acceptat candidatura domnului Teodorovici, chiar dacă am îndeplinit celelalte condiții și atunci probabil că, dacă nu se va realiza nimic domnul Teodorovici, la Congres o să avem doi candidați pentru funcția de președinte, între care unul are și moțiune, și echipă, și obiective și celălalt spune vreau să fiu și eu președinte. E regulă, rămâne ca la acest Congres colegii să voteze, numărăm voturile și vedem cine va fi. Moșinea de cenzură. Ieri domnul Ciolacu, invitat la colegul meu de la 1-3, Răzvan Dumitrescu, la emisiunea Subiectiv, n-a vrut să facă public numele primului ministru care va fi desemnat de PSD. Încerc și eu de aici, Claudiu, dacă ne poți spune, să ne dai o știre cine va fi primul ministru. Știu că domnul Ciolacu a spus că nu, e fost PSD-ist și finanțist, dacă nu, sau economist, dacă mă înșel, nu mă înșel din sfera asta. Dacă ne poți da mai multe indicii, măcar... Nu, eu cred că sunt de ajuns indiciile lui. Este adevărat că este fost PSD-ist. Este adevărat că este finanțist, nu e fost finanțist. E o persoană care a fost în, în partidul nostru. Mai mult și nu e din PNR, nu? Mai mult. Putem să procesăm dacă e sau dacă nu e, dacă a fost sau dacă n-a fost. Rămâne să vedem. Dar ce este important este următorul lucru. Va pleca din mult de mult. Introducem moțiune de cenzură, deci nu mai avem, măcar la nivel național dispare... Trecem moțiunea. Ajungem acolo. Deci prima dată introducem moțiune de cenzură, măcar la nivel național dispare zvonul acesta că este blat. Apropo de subiectul blat. Dar PSD TV. Doi. Va trece moțiunea de cenzură pentru că avem voturile în acest moment și înțeleg discuții cu alte partide din Parlament și care spun că va trece moțiunea de cenzură. Unul dintre avantajele de trecere moțiunii de cenzură este că un guvern interimar va trebui să pună în aplicare legile din România. Când tocmai a aplicat în Parlament ordonanța care spunea că nu trebuie să dublăm alocațiile, ce să vezi? Guvernul interimar va trebui să pună în aplicare legea pe care noi am dat-o și anume să dubleze alocațiile. Pentru că mi se pare cinic
să te împrumuți, mai mult decât s-a împrumutat PSD-ul, în 2 ani și jumătate să te împrumuți un an de zile, să nu duci banii către investiții sau către relansarea economică, unde e nevoie, și nu poți să promezi chestiunea asta. Să nu lupți eficient cu pandemia, pentru că România este într-o situație destul de grea prin comparație cu alte țări care s-au luptat cu pandemia, vezi Spania, vezi Italia, vezi alte țări care nu sunt nici astăzi în situația noastră și astăzi se vorbea de revenirea la starea de urgență. Să sperăm că nu. Să sperăm că nu, dar asta arată cât de slab pregătiți sunt cei care guvernează astăzi și că măsurile pe care le-au impus fie au fost proaste, fie n-au reușit să se asigure că oamenii le respectă. Ei zic că au luat cele mai bune măsuri. Asta așa. E foarte bine, adică operația a reușit, pacientul a murit. E devine pacientul, înțeleg. Da, de obicei, autoritățile încearcă să rămâncă în respectare să care sunt efectele. Putem să vorbim și de celelalte lucruri pe care trebuia să le pună aplicare, inclusiv cu mărirea pensiilor, pe care la fel în ordonanța modificată. Ori din acest punct de vedere, nu avem de gând să votăm investirea unui nou guvern care să vină, care să vină și să dea o ordonanță de urgență să revină asupra. Credeți că președintele Klaus Iohannis va numi o propunere venită din partea Partidului Social Democrat? Aici sunt două variante. Va numi și atunci vom face PSD-ul în jurul candidatului de primul să va face un guvern și va merge să conducă țara până la legile parlamentare. Și a doua va face o altă propunere, probabil domnul Orban, motiv pentru care nu o să-l votăm pe domnul Orban o dată, de două ori, de trei ori, se dizolvă Parlamentul, avem alegeri anticipate, care vor fi probabil în același moment cu alegerile parlamentare și rămâne ca la momentul respectiv românii să spună vrem un guvern care să aibă grijă de noi, salarii, pensii, investiții, locuri de muncă, sau vrem un guvern ca acesta care ne explică de ce nu a reușit să facă ce făcea PSD-ul înainte, chiar dacă era blamat. Pentru că la nivel de salarii nu are cine să comenteze că nu au crescut salariul în România. În mediul privat a crescut salariul minim pe economie, a crescut salariul mediu pe economie, care are și legătură cu zona privată. În zona de administrație a crescut salariul și știți și dumneavoastră cu cât, la pe ce treptă, dacă puteți să vedem așa, anuale, cât au crescut la profesori, cât au crescut la medici, etc. Și putem să vorbim inclusiv de investiții. V-am mai spus, sunt 3.000 de proiecte pe PNL, de exemplu, nu se văd așa în media națională, pentru că se fac chestiuni punctuale. Stradă, canalizare, școală, primărie, iluminat public, gaze, mai știu eu, investiții în agricultură, dacă vorbim de, nu știu, de terenurile irigate, că s-a crescut de la 300.000 la 1.300.000 sau 1.600.000 de hectare de terenuri irigabile și înțelegem ce înseamnă asta și peste ce, uitați-vă ce se a fost anul acesta în ideal în țară, cum ar fi fost dacă înseamnă acele terenuri irigabile și cum ar fi fost dacă băgau și apă. Cei din PNL spun foarte mult și apăsat că dumneavoastră doriți PSD-ul să duceți țara într-o criză politică prin această moțiune și că asta ne-a mai lipsit. Asta e ea. Păi și atunci ce să... Dar vin alegeri, probabil că... Dar oricum vin alegeri, nu? Înțeles, o să-i luăm, o să-i aplaudăm, că o să se facă criză politică. Păi e foarte simplu. Dacă nu au susținerea Parlamentului, să plece. Dacă nu pot să pună în aplicare legile votate de Parlament, parlamentarii fiind votați de cetățeni, ei fiind votați de guvern, de Parlament, nu votat de Parlament, faceți aminte și atunci, tot pe același motiv, să nu intrăm în pandemie, când era pandemie, de la începutul pandemiei, să nu intrăm cu un lucrat fără puteri de plină credea, de aceea a votat PSD-ul în Estrea Guvernului. Deci, să plece că putem să punem repede un guvern. Adică această criză politică poate să dureze 3 zile, 5 zile, până se investește un nou guvern cu candidatul PSD. Păi această retorică o putem folosi peste o săptămână când va cădea guvernul, spunându-i președintele. O propuneți sau dați mandat propunerii noastre de prim-ministru, va face în 10 zile guvern, vom avea guvern, vom avea stabilitate și vom avea ce? Lucrurile promise pentru cetățeni. Alocații, pensii, investiții, bani către dezvoltarea afacerilor și relansarea economică, pentru că te mir ce? Noi chiar am arătat că se poate. Uitați-vă nivelul de creștere economică a României când guvernam noi. Cu orice fel de prim-ministru pe care putem cataloga în regiunea asta. Aveam creștere economică medie de 7% pe 3 ani de zile, media europeană era 4%. Aveam deficit bugetar sub 3%, sub media europeană 2%, uitați-vă la ce e acum. Sigur o să ne spună că e criză, că a venit pandemia, cum în 2008 a venit criza financiară. Păi atunci e o chestiune, da, ne purtați ghinion.
Vă rugăm noi frumos, nu mai veniți la guvernare, că de câte ori veniți voi, vine o catastrofă căreia nu sunteți pregătiți să-i faceți față și de aia românii duc prost. Pentru că uitați-vă ce se întâmplă în Horeca. Oamenii vin și erau protestate. Au început să protesteze, nu mai pot. Adică s-a ajuns, a ajuns cuțitul la os. Șomajul. Uitați-vă, nu, lucrurile nu mai merg în țară. Lucrurile nu mai merg în țară, Câțu se împrumută, nu ne spune unde merg banii, că nu reușim să înțelegem unde s-au dus banii. Dacă la sprijinirea firmelor să funcționeze, să devareze, nu. Dacă la salarii, pensii, conform legii, nu. Dacă la investiții, nu. Unde sunt banii? Că ceva nu e în regulă. Am ajuns la finalul acestui interviu. Îți mulțumesc, Claudiu, pentru că ai acceptat, iată, această provocare. Și aș vrea, e o tradiție la fiecare final de interviu live pe Facebook, să ne spui, ca invitatul, să ne spună cum s-a simțit și să transmită un mesaj și celor care ne privesc, tuturor prietenilor de pe Facebook. Te rog. Eu pot să spun doar că vă mulțumesc pentru oportunitatea de a dialoga cu dumneavoastră și cu cei care ne urmăresc și te urmăresc pe dumneavoastră. M-am simțit, cred, bine și am avut, eu știu, libertatea de a explica lucruri pe care mi-aș fi propus să le explic sau lucruri pe care ți-am dorit să le lămurim. Doresc să-ți urez în continuare succes în ceea ce faci. Mulțumesc. Mi-aș dori să-ți răspundă și alți oameni politici și eu, la fel de rapid, așa cum ți-am răspuns eu, dar poate că pentru ei nu ești la fel de important cât ești pentru noi, sau poate că nivelul lor este mult peste nivelul de a discuta la un like pe Facebook, sau poate că eu știu, se intimidează în prezența ta. Atunci vreau să le doresc lor mai mult curaj, pentru că vă spun așa, Cătălin nu mușcă, păstrăm oarecum și distanța socială, sigur, de 1,40 m. Și îmi place să cred că întrebări pertinente ne pot. Să sperăm că nu ne dă cineva amende dacă nu fiu 1,5 m între noi. Motiv pentru care încurajez și pe alții politicieni și nu numai să... Indiferent de culoarea politică. Să vină, m-a spus alții? Da. Sigur. Să vină la live-urile tale, la fel le-a spune tuturor celor care fac politică, haideți să discutăm chestiuni concrete în interesul cetățenilor, nu să venim cu fake news-uri, să-i punem pe ceilalți doar în situația să demonteze minciuni, pentru că e important este ca oamenii din Craiova sau oamenii din Județul Dolj să înțeleagă concret fiecare ce a făcut și fiecare ce poate să facă într-un mandat de 4 ani de zile, ca oamenii să voteze în cunoștință de cauză, nu neapărat ce am auzit eu despre cineva care mi-a spus, care a vorbit cu cineva, un lucru care nu știu dacă s-a întâmplat și ai deci să facem o mare bască de lume. Mulțumesc! La live-ul viitor, dragi prieteni, eu vă spun ca de obicei, nu uitați, mai în glumă, mai în serios, eu vă spun totdeauna adevărul. De data aceasta doar întrebă. Și trebuie să ne închidem, da? Da. Salutare! Salutare!